Păi asta era cam 1916, înțelegi? 1916-17, ca să... Era așa, când a apărut tancul prima dată, că de atunci am mai spălat dinți, nu mai zeamă, lichide, udătură, atâta, că nu mai am dinți, înțelegi? A apărut tancul, el venea, tu trăgeai, el venea, tu trăgeai, și atunci trebuia să ascunzi o groapă. M-am ascuns o groapă, dar groapa era mică și a rămas fără dinți. A trecut tancul peste mine, mă, n-am pus nimic. Asta e situația când e... Și de atunci așa a rămas. A murit multă lume, a murit multă lume de atunci. Păi, dar ce a fost atunci cu bătălia de la Mărășești? Ce să spun? Venise de la o bătălie, obosiți, bine, eram tânăr, dar nu conta. Înțelegi, obosiți, am făcut baie, ne-am dezbrăcat toți, eram în izmene, cu nojițe până la pământ, am intrat în apă, ne hârjoneam. Când deodată auzim o dată, bum, 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 ce era, veneau nemții, știi cum erau ei, și erați așa, ca la paradă, veneau cu tobere în față. Bum, bum, că ne gândeam, o veni la noi, s-o duce la alții, la noi venea. La noi venea și atunci am pus mâna pe ce am venit și noi pe arme, că nu mai aveam gloanțe, terminase cu bătăria dinainte, înțelegi? Și am început să dăm în ei, ce dădeam, cum țipau nemții, dracu, înțelegea? Bine, asta a fost cu bătăria, dar ce să spun, cum am fost aruncător de pietre încinse în aviație, când a vărut prima dată avionul, că am fost și în aviație, am fost în aviație, sigur. Am fost în aviație, că a apărut prima dată zeperinul, balonul, știi, dar nu mergea unde vrea omul, unde bătea vântul, acolo se ducea. Și atunci au inventat ei avionul. Prima dată a apărut farmanul ăsta cu aripi duble legate cu nojițe, cu sârme, că de-aia eram dotați la bocanci cu nojițe. Când se rupea o sârmă, de-aia scotea și retul. Și puneai, asta era. Și era aviatorul, care trebuia să fie foarte slab, ca un jocheu. Nu mai vorbesc de ăsta aruncător de pietre încinse în spatele lui. Că aveam creștere de dreapta, creștere de stânga, pietrele încinse la picioarele mele. Luam creștere în dreapta, creștere în stânga, lupucam piatra încinsă, o puneam pe partea dreaptă, unde era sârma aia, unde țineam piatra, și când ajungeam în dreptul omului, neamțului, înțelegi, dădeam cu palma, aia sărea în dreptul în capul lui. Că prima dată nemții veneau la război fără cască. Pe urmă, când a văzut că venim cu pietre încinse, și-au pus cască. Dar eu făceam altceva. Făceam economie de război. Luam piatra încinsă în crește de dreapta și la înălțime medie, 1,5 m, 2, l-ardeam fără să arunc piatra. Aia e câștig, îți dai seama ce era acolo. Și îmi pusese zbârnăitoare la zmeu, între noi. Dacă la zmeu, știi, pui zbârnăitoare. Și când veneam picaj, bâzâia de fugeau nemții, mai de cap, nu ce era. Bine, asta a fost primul război. Primul război, porma am fost și în al doilea. Am fost până la Cotul Donului, am fost. Dar în primul război m-a luat prizonier. M-a întuns, de atunci a rămas așa. M-a înțelegi, ne-a dus în lagăr și într-o zi, păi așa am cunoscut-o pe Maria Tereza. Când a scos în careu dimineața, că așa e regula, ne ia în careu acolo, ne pune, ne așează, înainte să ne bage la masă. Și ne întreabă ăla, comandantul, mă, care știi table? Ăla, cărora, mă, eu. Mă ia, mă spală, mă îmbracă, mă dichisește, mă duce într-o casă mare, una pe un scaun așa, cu crinolină, mulți îmbrăcați în negru pe lângă ea. Îmi vorbește printr-unul. N-avea voie să-mi vorbească, probabil, de-aia îi vorbea unuia și îmi spunea ăla ce trebuie să-mi spună. Mă rog, când aud cine e Maria Tereza, Maria Tereza, și mă întreabă dacă știu table. Păi eu table am jucat toată viața, vai de capul meu. Și avea o pereche de table, ce să spun, de blem de-asta, de lustruit, cu colț de animaluri, zaruri de-astea, de fildiș. Ce să spun? Și jucam table cu ea, o lăsam să mă bată. Când au zis că e Maria, o lăsam să mă bată. I-au făcut statuie acum la palat, acolo la Viena, la ea, la Schönbrunn. E statuie, stă așa cu mâna întinsă, cum dă cu zarul. Nici nu se uită unde a dat cu zarul, se uită în altă parte, că știe că dă 6-6. Erau măsluiți să spună. Asta e, da, mă rog, ce mai contează. Și chestia cu calul, că Maria, Tereza, nu e adevărat, eram de față. Nu, asta e. N-a făcut nici să mai...
Dom'le, a venit al doilea război mondial. Și în al doilea m-am dus așa, deși aveam 53-57 de ani aveam atunci, eram îngrijitor la cai. Eram îngrijitor la cai, m-am dus până la Cotul Domnului. M-am dus până la Cotul Domnului, până ne-am întors la Cotul Domnului, acolo aveam grijă de zai foarte bine, mi-era permisă săptămâna acasă. Satul nostru, cum era așezat de la american de acasă, spre București, peste satul nostru treceau, înțelegi, avioanele. Și treceau covoare. Nemții trăgeau, îl găureau, americanii remaiau la loc, înțelegi? Și un avion a dat drumul la bombă pe câmp, că de frică să nu-i lovească, a dat bombă și avionul a căzut. A căzut și aviatorul și-a dat drumul și a căzut în curte la Vasile, lângă mine. Eu dădeam de mâncare la găini, la boabe. Dădeam boabe la găini, mă rog. Și îl găzi atârnat în pom. Stătea atârnat, se legăna așa. Avea niște pantaloni, ăștia. De 50 de ani i-am, uite, eu ce frumos, să-l poți pe mine acum. Zic, mă, e prea frumos pantaloni avea. Zic, uite, îmi dai pantaloni, îți dau boabele pe ei. N-a zis nimic, i-am dat boabele, i-a luat pantalonii. I-a luat pantalonii. Nu că trebuie să vină să-l ia, că așa e regulă, acum cade unul cum îl ia. Nemții că să-l ia nemții, românii că să-l ia românii. Putea să-l ia Vasile, că a căzut în curte la el. Dar mă rog, l-au dus de la sat la comună, de la comună la județ, de la județ la oraș. Acum trebuie să fie ajuns acasă la el. Asta e cu cel al doilea război mondial și între cele de rouă războaie, neavând ce face, m-am dus în America. M-am sunat în America, am plecat, multă lume atunci. Unii s-au îmbogățit, bere, eram și eu bogat, paznic la porci. Ce era acolo, cowboy, înțelegi, ce era cowboy ăștia, la vaci, era pig boy. Dar nu era, nu-i spunea pig, pentru că exista un soi de porc, York, înțelegi, de la New York, York boy. York boy îi spunea, nu era pig boy, York boy. York boy, paznic la porci. Că la ei așa este. Eu cât vezi cu ochii, dar nici nu vezi cu ochii întinzătura. Îngrădit și plin de porci. Și se vindea $10,000 ora de porc. Adică cum ora de porc? Ora de porc așa. O singură poartă îngrăditura aia. Cât porci poți să scoți pe poartă aia într-o oră? Ai tăi sunt dacă dai 10,000. Dar cine ți-i scoate? Aici întrebare. Aia, cine ți-i scoate? Eu îi scoate. Era banii la porci. Mutam țigarea din gură în gură cu biciu fără să sting. Asta e. Păi aveam desteritate mare. Trei porci scoteam unul peste altul pe poarta aia. Ce vorbești? Aveam un bici pe urechea dreaptă, unul pe urechea stângă și unul pe coadă. Pe ureche direcția, pe coadă viteza. Trei porci scoteam pe poarta aia. Unul peste altul. Schelălea, udă, nu dă, udă. Era mare. Și eram plătit bine. Îmi dădea $1,000 pentru chestia asta. Păi știi cum mergea mâna? Aoleo! Asta e. Ce să mai spun? Păi m-a venit războiul. Al doilea m-a luat Davanel, una alta. Și am venit acasă, bine, am venit acasă, am întors armele. Cum ne-am întors? Știi, ne-am mers până în Tatra. Am ieșit până în Tatra. Ne-am dus până în Tatra. Păi războiul s-a terminat. Cum am întors acasă, mi-a luat via. Mi-a luat via, nu mai aveam voie să treacă nimeni acolo, m-a pus în măghimpată, dar găinile tot să duc. Să duceau găinile, ciuguleau acolo în vie. E via mea, ce? Dar n-aveam voie. Păi m-am fost paznic. Am fost paznic la parătură, la cooperativă, stăteam pe tala, nu făceam nimic. La colț, acolo, stăteam, să ne auzim unul pe altul așa. Că tot fura porumbul. Păi trecea țăranul pe lângă tine, bună ziua cu tărică, bună ziua sulică, de cum dădea colțul după ea porumbul. Mai bine că-l lua, că tot rămânea pe câmp. Aia ce se mai vorbe. Asta e viața. Și câte de astea nu mai sunt. Dar s-a dus. S-a dus acum și asta mai rămas. Stau acum și mă uit, am o prispă, stau pe prispă și mă uit. Că mi-aduce și pensia, vine la fiecare 7 ale lunii, mi-aduce pensia. 150 de lei. Și că nu găsește monedă să-mi dea. Nu mai găsește 50 de lei. Și îmi dă 200 de la el. Mă rog. E băiat bun ăsta, îl cunosc. Era mic când e ce. Acum a ajuns poștaș, e mare. 150 de lei. Nu știu ce să fac cu ei, strâng toți într-un porc, am un porc de pământ, de la moși. Și bag acolo. Zornei când îi arunci,
E mai creat în eu așa să văd că sunt, sunt cam mulți, dar nu știu ce dracu să fac cu ei. Asta e situația. Ce să mai vorbim? Stop. Mai întâi, moșule, cum te numești? Vasile. Vasile Popescu. Ăsta e din neamul nostru, ăsta este, Vasile. Vasile. Nea Vasile. Da. În ce sat, comună, te-ai născut, mata? Cortescu. Cortescu. Comuna Cortescu din deal. Din ce regiune este? Acolo, în Vrancea e. În Vrancea? În Vrancea, da. Acolo au fost cutremure multe. La noi nu, nu știu. Nu. Au fost cutremure? Aba, n-am. De ce? Cine a spus că a fost? Așa au zisem eu că au fost cutremure. Păi la noi nu se simte. Nu? Nu, ci că nu se simte că noi suntem chiar acolo. Se simte în altă parte, auzi, că, că în con. Noi suntem chiar pe... Pe cum se lasă plumbul, înțelegi? Pe ăsta. Nea Vasile, și câți ani ai? 83. 83, 83. Unde te-ai ținut așa, bine, până la vârsta asta? Păi mă țin, uite că asta e. Fiecare se ține cum poate. Ai copii, ai copii? Mă. Am avut, dar am murit acum. Eu am rămas acum, singur cu baba mea. Baba. Da. Și mai muncești, mai muncești la... Păi da, pe acasă, pe la... Nu, pe acasă, pe la mine. Mai e una, alta... Păi nu mi-a dat nici via. Că am avut vie și mi-a luat-o. Ai avut multă vie? Am avut, am avut. Păi cât era așa... Să zic eu... Alergai nițel până ea, să știi? Da. Alergai nițel până ea. Bine, scoteam două butoaie bune. Mie mi-ajungea că nu sunt băutor, dar asta e. Mai furau copii, struguri, că avem cei mai buni struguri, ce ți-a face? Nu era de vin, era așa, bă, mai aveam și de vin, una alta. Dar e bine. Acum nu mi-a dat nici aia. Mai am un măr în curte, lângă fântână. Atât un măr am. Păi ce să faci în curtea aia? Iarbă nu mai crește, că o tasăm noi când mergem așa cu piciorul pe ea, înțelegi? Și atunci ce să mai... N-am grădină, că nu mai mi-a luat via și aveam acolo în grădină, în ve. Păi ăștia. Care? Ăștia care mi-a luat-o. Păi, nu mi-ai știi. Păi, eu știu, mai știu că au venit mereu alții. Și alu Constantin, cu Cormescu, cu Dilimie, cu care au fost acolo, înțelegi? La primărie. Ăștia au fost. Ăștia au fost, ăștia mi-au luat. Dar poți să dai vina pe ei, că tot va vina una pe altul. Căci că nu eu, că nu ăla, că al altul. Dar mie mi-a luat-o, oricum, să știi. Asta e. Și cum te înțelegi cu primarul? Am înțeles că ai diferențe cu el. Păi acum nu mă mai înțeleg. Dar nu m-am înțeles niciodată cu el. Ce să mă înțeleg? Că nici nu cunosc ca lumea. Nici știu de unde a venit, că nu-i de la noi din sat, să știi? Nu l-ai votat, dumneata? Și dracu știe cine l-a votat? Asta e. El e acolo. A zis că îmi dă via, că așa e regulă acum, că dă... Înțelegi? Dar nu mi-a dat-o. Asta e. Nu mi-a dat-o. Dar spune-mi, cupoanele le-ai primit? Ce-a făcut? Cupoanele. S-au împărțit cupoane. S-a dat, știu, s-a dat, dar numai cine are pământ. Păi dacă n-am pământ, mi-a luat via, ce să-mi dea cuponul? La ce să-mi dea cuponul? Că se dă la hectar, se dă la cei care au grâu pe el, pământ, adică. Eu n-am pământ. Păi la ce să-mi dea cuponul? Da, spune-mi, ai prins și 907? 907 nu, eram prea mic. 907 nu. 916, 917, asta e războiul mondial. Am prins asta. Ai fost în sigur am fost, da. Pentru țară, nu? Da, pentru țară, sigur. Pentru țară am luptat. În izmene, la Mărășești, am luptat. Am luptat, păi da, sigur că am luptat. Spune-ne, Nea Vasile, ce planuri de viitor ai? Viitorul cui? Păi, planuri de viitor în care ne spui, ne explici ce vrei să faci pe lângă casă. Păi dacă nu mai am vie, nu mai am pământ, ce să fac pe lângă casă? Nu mai pot să fac nimic. Păi atât am. Și mai cât te prim de două ori luat așa în fața casei. Că aveam acolo și ceapă, avea și... Dar ce să spun? Și cu ce muncești pământul? Care pământ? Nu mai am pământ, că mi-a luat via. Am avut pământ, nu mai am nimic. Mi-a luat tot. Asta e. Mi-a luat tot și nu mai mai dă nimic înapoi. Păi atunci de ce nu te muți la oraș? Păi unde să mă mut la oraș? Cum să mă mut la oraș? N-am pe nimeni la oraș. Ce să vândă la pământ? Și la oraș ce dracu să fac? Păi, unde mai am prins pe a mea? Unde mai am... Măcar acolo, via care nu e a mea, mă uit la ea. La ce să mă uit la oraș? Păi vezi un film? Păi, dragi film. Păi e și la noi, la cooperativă, acolo, la Căminul Cultural, are televizor. Pâlpâie dimineața până seara, nu se vede nimic. Toți stau cu ochii în el.
Nu știu de ce se uită la el acolo cum pâlpâie. Pâlpâie, mă rog. Te uiți la ProTV. Ce e aia ProTV? Un post de televiziune. Da? Păi e o fi. Dar cine are de-astea să uite la ei? Că dacă nu ai oglindă de aia care pâlpâie degeaba. Asta e situația. Și se vorbește. Și soața, baba, da. Ce face? Unde este ea? Aia, stă și ea pe acasă, nu mai face nimic. Înainte mai croșeta, înainte mai costea, mai una alta. Are trei găini acolo, le tot dedește dimineața până seara, dar nu o deloc. Asta e. Dar nepoți să te mai viziteze, mai? Mai vin din an în Paște, ce să mai nepoți? Nepoți, dacă vin tot de la tine să ceară, ce dracu să mai ceară și ei? Am făcut și o dată niște ulei, că am muncit astara paznic la agonie și mi-a dat niște floare soarelui. L-am dus și am făcut ulei. Apropo, ce părere ai de criza asta de ulei? E o criză mare de ulei în țară. Dom'le, țara nu are. Că el face, se duce cu sămânța și dă și troscotul ăla care mai rămâne acolo, turtele alea care dă la porci, care sunt grași. În porcul îi place torta aia, înțelegi? Și îi dă ulei. El țăranul are, țăranul, care are floarea soarelui. Are. Am auzit că popa s-a plâns că nu are ulei de candelă. Păi nu-i ducem, noi cum se plâmbă? Pe fiecare îi duce. Ba, întreb pe popă, ce vrei popă, el îi ducem. Ia o prescură, ia ulei, ia asta, cum să nu? E, popa are, cum să nu? Popa are. Toată lumea are, să știi, de care are floarea soarelui. Asta e. Dar tractoare mai aveți în sat? Da, este. Este un tractor la lui Cârcioagă. Asta are tractorul lui. L-a cumpărat acum, de unde fie abuba, nu știu, dar a luat, are un tractor. Iar unul era de la cooperativă, l-au reparat, e unul meșter, știe să repare. Era un hârb, nu era nimic, l-a făcut, iar lui acum. E? Și are la fiecare, dacă îi dai ce trebuie, bani, mâncare, vrea și băutură acum, sigur. Asta e. Electricitate aveți în sat? Da, este, sigur că e asta, pe dacă avem televizor de pâlpâie, sigur. Cum să nu? Avem. Am înțeles că vreți să vă asfaltați și stradă. Ce e asfaltat? Am pus pietre de alea, stă mormanul de pe tici, nu poate să le întreagă nimeni. Grămezi, stă adus acolo și nu pune nimeni, că trebuie să vină mașina aia să calce pe el. Și nu vine. Nea Vasile, dacă ți-aș spune că oamenii din sat te-au ales primar în locul celui care este acum, da? Ce ai vrea să faci pentru satul? Ce dracu să mai faci pentru ei? La vârsta mea nu mai faci nimic, dar trebuie să umbli, să duci, să te milogești, și iar și primarul să duce să, la oraș, să, la comună, la județ, la... Leu. Nu e, domne, ce să mai... Nu te lasă să faci ce vrei. Ce vrei? Am auzit că unul a pus taxă de aia de umblat pe picioare. Domne, e bine și asta. Dar măcar să facă drumul. Sigur că e bine, sigur, dar... Chiar așa să-ți ia dijma pentru opinci? Da, mă rog. Dacă oamenii vor să îi facă și îi face drumul, sigur. Da. Nea Vasile, ce-ai face dumneata dacă ai mai avea 20 de ani? Păi mai mult mi l-am petrecut în războaie. Și în primul și al doilea porm am fost, ți-am spus, în America, pasnic la porci. Nu m-am ales cu nimic din viața, să se știi. Asta e. Cred că aș lua de la început, dar ce dracu să iei de la început? Că nici nu știu unde-i capătul. Asta e viața. Da!